Un bărbat din Dâmbovița și-a îngropat mama în grădină și a reușit să-i mintă vreme de 3 ani pe vecin că bătrâna este în regulă. Le-a spus că a suferit un accident și nu mai poate ieși din casă. Toți l-au crezut, dar pe măsură ce a trecut timpul, oamenii au început să pună la îndoială versiunea bărbatului și au chemat poliția. În fața oamenilor legii, bărbatul a spus că mama s-a murit și nu a avut bani de înmormântare, așa că a îngropat-o în grădină. Dar polițiștii și vecinii cred că femeia a murit de mâna lui. Într-o groapă superficială făcută de fiul ei, ar fi fost îngropată în urmă cu 3 ani, dar abia acum vecinii și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Și în grădină la ei acolo, așa, ei vedeam pe ei pe amândoi, și pe ea o vedeam adunat la Crăci, la 80 și ceva. După aia n-am văzut, m-am sezis, am văzut ce e cu tatăl. Fiul bătrânei le-a spus că mama s-a paralizat și este imobilizată la pat, de asta nu mai văd prin curte. Dar explicațiile fiului au fost puse la îndoială de vecini pe măsură ce a trecut timpul, iar acum au vrut să se convingă de faptul că bărbatul spune adevărul. Am făcut o solicitare la secția de poliție Voinești, care împreună cu asistentul social s-au deplasat la locuința unde era făcută reclamație. Acolo aveau să descopere mormântul femeii. Băiatul a recunoscut că mama este moartă de 3 ani de zile și că ar fi îngropat-o în spatele casei, dat fiind faptul că nu a avut resurse financiare. E un cadavru în stadiul de saponificare, deci ca descompunere. Este găsit într-o groapă la circa 1,25-1,30 m de nivelul de planul solului. Dar era gemuită de oasele să mai vedea. Anchetatorii nu cred în versiunea bărbatului, nici vecinii. Știu că obișnuia să fie violent cu mama sa. O bătea pe maică sa cu furtunul pici în grădină. Se fac cercetări pentru infracțiunea de omor. Bărbatul este cercetat în libertate pentru profanare de morminte, dar dacă legiștii vor stabili astăzi că bătrâna a fost ucisă, fiul ei va fi acuzat de omor.